4 zile orașul Zalău a fost în sărbătoare. Zilele cetății au fost sărbătorite weekendul trecut și de tenismenii sălăjenii, însă fără tradiționalii mișii bere. La baza sportivă de tenis a municipiului de la Poalele Meseșului s-a organizat o nouă ediție a Cupei Cetății. Ediția din acest an a fost organizată de către primăria municipiului Zalău în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj, dar și cu sprijinul clubului sportiv municipal și a Palatului Copiilor Zalău, care au avut sportivi înscriși în competiție. Cele mai notabile rezultate sunt cele ale elevilor antrenați de Constantin Carp, antrenor de tenis în cadrul clubului sportiv municipal Zalău. Primul rezultat notabil a fost la categoria de 12 ani masculin, acolo unde Eugen Pânzar a ocupat locul al treilea. Cel mai notabil rezultat a fost al elevului Brisc Andrei, care la cei 11 ani ai săi a reușit să cucerească primul loc la categoria 14 ani băieți, la aceeași categorie Soș Roland s-a clasat pe locul al treilea. La clasa de 16 ani băieți, Bamba Cristian a reușit să ocupe locul al doilea, iar Gana Vlad locul 2, iar la 18 ani masculin Margin Hana a ocupat poziția a treia. La feminin, sportivii din cadrul CSM Zalău au avut două clasări pe podium. Dragoș Armin a ocupat locul al doilea la categoria 12 ani, iar Alexandra Olaru a cucerit medalia de bronz la categoria de 14 ani. Și sportivii de la Palatul Copiilor au avut rezultate notabile. Două medalii de aur au fost obținute de Ana Țiclea la 12 ani fete, respectiv Greg Mihai la 18 ani băieți. Vlad Tristian a reușit să ocupe locul al doilea la 18 ani băieți, iar Paul Paula s-a clasat pe locul al patrulea la 12 ani fete. A fost o competiție foarte reușită, cu participare destul de bună. S-au acoperit toate categoriile la care am organizat competiția. Un pic a fost de focă cu căldura, dar sportivii s-au arătat bine antrenat și pe aceste condiții și jocurile au fost de un alt nivel tehnico-tactic. Sunteți mulțumit de rezultatele avute de cei de la CSM? Rezultatele de la CSM nu m-au mulțumit în totalitate, pot să spun că bune, cu excepția doi sportivi care puteau să ajungă unul în semifinală, cel puțin, și celălalt în finală, tenisul se va joacă și peste. Dacă puteți să ne spuneți și numele celor doi. Da, este vorba de Pânzar Eugen, care deși a câștigat un set cu 6-0, le-a pierdut pe următoarele 6-3, 6-3, relaxându-se un pic. Iar celălalt a fost Young Flavio. Bine, dar ținând cont și de căldură, s-a descurcat ok. Da, ne-am descurcat cu multă apă, cu pauze mai lungi, am avut și meciuri de 3 ore, dar una peste alta, competiția s-a desfășurat bine și toată lumea a fost mulțumită. Cam cât timp a durat cel mai lung meci, că ziceați de 3 ore? 3 ore, am avut două meciuri de 3 ore, unul sâmbătă și unul ieri. La 14 ani, fete, două fete, Olaru, Alexandra și cu Pătraș, cu Diana din Cluj, au jucat peste 3 ore. La această competiție s-au înscris aproximativ 35 de sportivi, atât din județul Sălaj, cât și din județele vecine, Satu Mare, Baia Mare, Cluj și Bihor.